Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Bun găsit și bine ați venit la Deșteptarea României, programul care își propune să schimbe România într-o țară modernă. Progres este un cuvânt despre care sau de care nu ar trebui să ne ferim. Progresul este de fapt esența noastră și asta vrem să facem în aceste luni în care aici împreună vom realiza Deșteptarea României. Știți că ne-am propus să vorbim despre temele fundamentale, despre lucrurile care trebuie schimbate în această țară, fie că se numesc stradă, școală sau spital, și atenție, vrem să vorbim și despre noi înșine. Întreaga luna februarie aici la Europa FM este dedicată educației. Am pornit această campanie legată de educație sau despre educație, pentru că în barometrul Europa FM, aproape jumătate dintre voi ne-au spus că educația este prioritatea României, chiar și în pandemie. Și după ce am avut prima dezbatere săptămâna trecută împreună cu ministrul din perioada 2009-2012, Daniel Funeriu, am rămas cu o mare surpriză și un semn de întrebare, pentru că majoritatea dintre voi ne-au spus de vină pentru calitatea scăzută a educației la noi în țară sunt profesorii. Profesorii, am spus, păi avem aici administrație coruptă, politică, politizare, pile și așa mai departe, și noi spunem despre profesori, și voi ați spus da, o mare problemă sunt și profesorii aici. Am plecat cu un gând din acea dezbatere enunțat de Daniel Funeriu. El ne-a spus așa: oameni buni, haideți să facem o evaluare a profesorilor din România cu banii europeni, îi pregătim după asta suplimentar un an de zile tot cu banii europeni, după care îi testăm din nou, și radical, cum e domnul Funeriu, a spus, și dacă nu reușesc să treacă anumite praguri, îi dăm afară. O să discutăm și despre asta. Invitata mea la Deșteptarea României astăzi este profesoara Cristina Tunegaru. Bună ziua, mulțumesc că ați acceptat invitația, bine ați venit. Bună ziua, mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație. Profesor de țară în România, profesor de la țară, mă rog, profesor navetist, să spunem exact, profesor titular cu nota 10, dar de care orașele României n-au avut nevoie. Ea s-a dus în mediul rural. O știți pe Cristina Tunegaru, pentru că în ultimii ani este foarte activă pe Facebook. Este profesorul atipic, e un profesor în răspăr cu multe dintre lucrurile care se întâmplă în școala din România și e profesorul care nu tace. Vă mai iubesc colegii în cancelarie? Am o relație complicată cu colegii mei și am avut de-a lungul timpului. Sunt un profesor care a lucrat în diferite medii. E adevărat, în ultima vreme am lucrat în mediul rural, dar am lucrat și în urban, și în urbanul mare, în București, și în orașe mai mici. Și cred că experiența aceasta de a trece de la o școală la alta, școli diferite, școli bune, școli slabe, școli de cartier, școli de prestigiu, ajută foarte mult. Și relația mea cu colegii mei în cancelarie a fost diferită în funcție de școală, în funcție de... În 2017 că se făcea liniște când intrați așa în cancelarie. E. Da. Uneori, da, se făcea liniște când intram în cancelarie, pentru că asta însemna că eu sunt ca o amenințare, că vocea mea poate fi auzită, și senzația mea nu era plăcută când intram în cancelarie, dar mă simțeam bine când intram în clasă. Chiar a fost auzită de politicienii momentului, care v-au pus bețe în roate, au fost lor de poziție de la nivel înalt în România, de la președinți de partid la adresa Cristinei Tunegaru. Și ăsta a fost un semn clar al politizării. Dar vă întreb de la bun început, imediat o să difuzez și un sunet. Cristina Tunegaru, sunteți de acord cu această mică concluzie pe care noi am tras-o după o săptămână de dezbatere? Că sunt profesorii vinovați de calitatea educației în România, așa cum ne-a spus mare parte din public? E o discuție complexă. Nu pot să spun da sau nu sunt vinovați. Studiile științifice, dar studii reale au arătat, făcute nu doar la noi, ci în lume, au arătat că profesorul este cheia în educație. Investițiile în profesori asigură o educație de calitate. Și asta înseamnă, așa cum au spus și ascultătorii noștri, că da, profesorul trebuie să fie responsabil și profesorul este responsabil. Din păcate, ceea ce se întâmplă în România este că de multe ori profesorul nu răspunde pentru ceea ce face în clasă. Foarte interesant. Poți foarte bine să te duci să-ți faci o oră de calitate, să depui toate eforturile pe care le ai, sau poți foarte bine să te duci în clasă și să stai la catedră, să citești ziarul, nimeni nu-ți cere să faci ora. Bun.
Haideți să ascultăm ce opinii, câteva opinii pe care le-am cules săptămâna asta, dar într-un clip de un minut, după care ne întoarcem la dezbaterea telefonică cu Cristina Tunegaru și ea poate să demonteze sau să întărească ideile noastre. De fapt, de asta m-a dus-o aici, pentru că e un om din sistem care știe mai bine. Întâi însă, ce am auzit în această săptămână? Peter din Londra sunt. Pe vremea mea, totul era de cumpărare. Profesorii reușeau să-și vândă marfa și reușeau să-și o vândă foarte, foarte bine. Țin minte la istorie, de exemplu, de-abia așteptam să mergem la școală, la orele de istorie sau de geografie. Aveam profesori care știau să te facă, să-ți dorești să mergi la ore. Aveau har, știau să povestească. Un profesor bun își dorește să împărtășească elevilor noțiunile pe care le are, deci ceea ce cunoaște, să transmită mai departe. Își dorește cu adevărat să vadă că dintr-o clasă de 30 de elevi, 20 cel puțin au înțeles ceea ce li se explică. Un profesor este bun atunci când el este tenace, când are grijă ca, și, ca ultimul elev să deprindă la finalul zilei un minim de cunoștință. Din punctul meu de vedere, un profesor bun este acela care reușește să transmită elevului sau studentului pasiunea sa pentru disciplina pe care o predă și, mai mult decât atât, să transmită corectitudine, în sensul, azi ești nepregătit, ai 2, mâine ești pregătit, ai 10, poimine ești din nou pregătit, înțeleg că ai o pasiune pentru obiectul meu, hai să vedem ce putem face mai departe și cum pot cultiva în tine pasiunea asta. Astea sunt mesajele, o parte dintre ele pe care le-am primit. Să vă spun în felul următor, unul din multele mesaje va fi premiat cu un hanorac Europa FM de către mine, iar Cristina Tunegaru va alege un dialog de astăzi sau, mă rog, pe cineva care îi va adresa întrebări sau cu care va avea schimb de opinie, care vi se va părea cel mai interesant pentru a-l premia cu exact același premiu, un hanorac. Așadar, e și asta un punct de interes al discuției noastre, să zicem așa, că nu plecăm doar cu o idee, să plecăm și cu ceva fizic din emisiunea asta. Deschid acum liniile telefonice. Numărul nostru de telefon este același ca la România în direct, o să-l spun de două ori ca să vi-l puteți nota. 0372069599. Încă o dată, 0372069599. Iată întrebările de astăzi. Ce vă deranjează cel mai tare la profesorii copiilor voștri? Care este principalul reproș pe care îl puteți face lor sau pe care vă vine, sau care vă vine minte acum? În ce măsură calitatea educației, așa cum este ea astăzi, li se datorează sau se datorează prestații profesionale a profesorilor? Și la sfârșit, am să vă rog să puneți această concluzie, ce înseamnă să fii profesor bun? Vă aștept, părinți, elevi, profesori, puteți să aveți o opinie? Răspundeți dumneavoastră prima? Ce vă deranjează cel mai tare la colegii profesori? Iarăși, e o discuție foarte complexă și putem să ce avem... Ce vă vine prima dată în minte? Mi-e foarte greu să îi pun pe profesori în același loc, pe toți. Profesorii din România sunt diferiți. Sunt colegi foarte serioși, foarte implicați și mai ales în perioada aceasta grea. Sunt profesori care au depus eforturi semnificative să facă ore mai bune, să creeze ore interesante în sistem online, dar sunt și colegi care nu au făcut mai nimic sau au făcut foarte puțin și nu au depus eforturi și nu au depus energie pentru a crea ore interesante. Cred că ce mă deranjează cel mai mult este că adeseori profesorii din România pun elevii și clasele pe plan secund și se ocupă mai mult de atribuțiile lor birocratice. Mai mult de hârtii, mai mult de dosare, mai mult de comisiile din școală și mai puțin de elevi. Și de multe ori, și am văzut lucrul acesta în școlile unde am lucrat și când am discutat cu colegii mei, de multe ori intră mai târziu la ore, de exemplu, pentru că trebuie să facă procese verbale, știu eu ce, rapoarte, și așa mai departe. Mm-hmm. Și lucrul acesta mi se pare cel puțin îngrijorător. Se întâmplă lucrul acesta în continuare în România. Elevii, clasele sunt pe plan secund. Fără birocrație nu existăm. Dăm drumul la dezbatere. Încă o dată 0372069599. Astăzi despre profesorii noștri la Deșteptarea României. Florin este primul care vorbește. Bine ai venit. Mulțumesc de răbdare, Florin. Bună ziua, vă salut cu respect pe dumneavoastră și pe doamna profesoară și chiar mă bucur că în sfârșit ați inventat și un cadru didactic
și sincer aș vrea să văd o emisiune de orice format, credeți dumneavoastră, de cuvință, în care să fie doar despre și cu cadre didactice, mai bine spus. Pentru că toată lumea are o părere despre profesori, toată lumea își dă cu părerea în ziua de azi. Cei mai mulți, conform statisticilor, de fapt, 50% din cei care își dau cu părerea sunt analfabeti funcționali. Deci, după părerea mea, cred că nu înțeleg mare lucru. Își dau cu părerea. Și atât. Stați un pic. Adică, uitați, eu sunt părinte. Credeți că înțeleg ce îi se întâmplă copilului meu la școală și că numeroși alți părinți înțeleg acest lucru? Da, sunt convins că... Dumneavoastră, din punctul, adică nu din punctul meu de vedere, statistic vorbind. Ca să vorbim pe statistici, faceți parte din cei 50% care... Am înțeles. Na, și nu patru, sunt de deci... funcțional, fiind om de radio, bănuiesc. Bun, dar atunci statistica li se aplică și... bănuiesc că sunteți profesor, că altfel nu cred că ar merge. Nu, nu sunt profesor, dar mă interesează foarte tare. Okay. Și pe acesta și-aș putea de parte zilele. Dar aici. Atunci înseamnă că și 40% dintre profesori se încadrează în povestea asta? Nu știu dacă 40%, dar este posibil ca o parte, sau probabil ca o parte din ei, cred că destul de mică, pentru că au de trecut niște examene, da, se poate întâmpla, mai ales din cei suplinitori, pentru că sistemul, astăzi nu o să vorbim despre sistem, pentru că e o discuție care s-a mai purtat, care dacă e dați infinită voie. Și... Dacă îmi dați voie, domnule Florin, să știți că din experiența mea și din discuțiile pe care le-am cu colegii mei, tineri sau mai în vârstă, pot să confirm că profesorii români sunt, cred eu că sunt exact ca populația generală, adică dintre profesori avem 40% de analfabet funcțional, probabil, da. Pentru că și profesorii sunt rezultatul școlii românești. Da? Profesorii sunt așa cum au fost ei pregătiți. Pe de altă parte, ați vorbit de profesori suplinitori și aici aș vrea să punctez un lucru important. Avem profesori suplinitori foarte buni în sistem, extraordinar de buni, dar ei nu pot intra în sistem. Eu am fost profesor suplinitor până acum, până în 2017 și obțineam la titularizare note peste 9. Cu toate acestea, nu reușeam să mă titularizez și făceam, credeți-mă, toate eforturile să fiu profesorul cel mai bun pe care puteam să... Da, să fiu. Și atunci... Da, sistemul nu e o aberație, faptul că, spre exemplu, un profesor nu se poate titulariza pe 3 sau 4 școli, că atâtea ore sunt, spre exemplu, sunt foarte multe aberații, dar nu despre asta era vorba. Ca să ne întoarcem puțin la subiect, cred sincer că, nu știu, poate sunt și anumite opinii eronate din punctul acesta de vedere, tocmai pentru că sunt, adică eu întreb cine face valoarea profesorilor în toate opiniile acestea. Deci întotdeauna se pune vine să devină pe profesor. Știu foarte multe cazuri în care părintele nu face nici un fel de efort ca să își tempereze copilul, să-i explice, mergi la școală ca să înveți, mergi la școală să fii cu minte, să respecti pe cel de la catedră. Deci, marea majoritate a părinților nu fac asta. În schimb, părinții știu să zic că, dar profesorul cum, dar ei pentru cine? Că ei mai mult stau la școală decât acasă și atunci profesorul trebuie să-l învețe și bună ziua și mulțumesc și să stea jos. Ați punctat un lucru foarte important și probabil din ceea ce spuneți aveți experiență la catedră. Și, nu am deloc experiență la catedră, lucrez în mediul privat, n-am lucrat niciodată. E adevărat, e un conflict pe care l-am observat frecvent între părinți și profesori. Și e un conflict foarte serios. Și de multe ori, profesorul trebuie să înțeleagă că el este autoritatea publică, că profesorul oferă un serviciu public. Dați-mi voie să vă contrazic. Părintele este cel care trebuie să înțeleagă că profesorul este o autoritate atât în fața lui, cât și în fața elevului. Da, dar autoritatea nu se impune. Autoritatea și respectul nu se impun, ci se învață. Am înțeles. Bineînțeles, dar un părinte care nu este educat să aibă autoritate, însă nu, să respecte o autoritate, cum se pot impune profesorii? Repet, nu sunt profesor, doar întreb. Cum poate să-și câștige un părinte, un profesor, respectul unui părinte care primește 3.000 de euro din afară, cum este vorba românească, are BMW ultimul model și dă copilului 100 de lei pe zi de cheltuială? Care crede că totul, că de fapt aici este marea problemă a țării noastre. Noi toți avem drepturi și așa o să murim, așa o să moare țara asta, cerându-ne drepturile, dar nerespectându-ne obligațiile. Este foarte interesant, da. Pe cei din jur. Acum pentru că ați dus discuția... Cu asta închei și urmărim felul discuției. Dar atât vreau să spun. Întotdeauna, încă de la psihologia primară, de la clasele, nu mai rețin la 6-7 când se face, există transmitător și receptor. Dacă la receptor, adică copilul, dacă mereu sună ocupat,
poate să din profesorul profesorilor, din America. Nu asta acolo e meseria lui? Nu asta e meseria lui să transmită, adică să stăpânească? Să transmită, dar cred că trebuie să aibă și cine primit. Am înțeles. Păi atunci... De acord sau nu? Păi nu, nu sunt de acord, pentru că atunci îi dăm afară din școală pe copiii care nu au răspunsul potrivit. Profesorul este... La răspuns mă refer. Ce la simplu fapt, exact despre ce ziceam mai devreme. Copiii în ziua de azi, mare, mare parte din ei, să zicem, sunt prost educați. Vă spun că știu cazul la clasa 7, a 6, a 7. Tocmai ne-ați spus că nu sunteți cadru didactic, înseamnă că nu aveți experiență cu mulți nu, dar cunosc cadrul copii. Da, și eu sunt profesor și pot să vă spun că nu mi s-a întâmplat să existe vreun copil cu care să nu pot comunica la un moment dat. Profesorul are datoria să găsească mijlocul de comunicare, să ajungă la mintea și la sufletul fiecărui copil. Și credeți-mă, se poate. Nu există copil needucat cu care să nu poți să discuți. S-ar putea să existe la un moment dat un blocaj la început în relația cu elevul, dar datoria ta este să găsești mijloacele acelea prin care să ajungi la el. Și credeți-mă, se poate, dacă depui eforturile necesare. Concluzia la tot ce am spus până acum, pe scurt, o simplă întrebare, dacă ați văzut filmulețul scurtul metraj Fără apărare. Nu vreau să fac reclamă sau ceva, doar întreb. Eu nu l-am văzut, o să ne uităm. Mulțumim tare mult, Florin. Florin, da, am înțeles, Florin. O să ne uităm, știu că sună lumea și aș vrea să dăm dreptul cât mai multor oameni să vorbească. Ce bine ați sesizat, Cristina Tunegaru, că e un conflict între cele două părți, că eu nu mi-a trecut prin cap. Eu am zis că noi colaborăm. Sigur că atunci când mergi la școală în diverse situații te enervezi. Mai rar m-am gândit că se enervează și profesorul, dar bine spuneți, acum îmi dau seama că e un conflict. Haideți să vedem cine e pe linie aici. Mihaela, mulțumesc pentru răbdare, ești la Deșteptarea României. Bună ziua, mulțumesc frumos pentru faptul că mi-ați permis să intru în direct. Vreau să anunț antevorbitorul meu, pe domnul Florin, că la telefon este un părinte educat, pentru că a făcut referire la părinți needucați sau la copii needucați. Mi-a plăcut și felul în care a pus dumnealui problema pentru a vă scurta timpul în care îmi manifest mica intervenție. Aș vrea să vă spun cum văd eu ca părinte de copil care este în clasa a 5-a la un liceu din Piatra Neamț, cum văd eu portretul unui profesor bun din zilele noastre. Pentru mine, ca părinte, și probabil că și pentru copilul meu, un profesor bun este un profesor care dorește să câștige dragostea de carte a elevilor prin mijloace de care doar el dispune ca și dascăl. Un profesor bun al zilelor noastre este un profesor care, deși trece ca și noi, restul oamenilor din țară, care au diferite profesii prin această pandemie și prin acest dezastru la nivel sanitar, este omul care dorește să se reinventeze pe plan profesional și care dorește pe orice cale să transmită dragostea pentru învățătură copiilor. Un profesor bun este un profesor care ne arată că învinge sistemul viciat din care face parte, ca și noi toți de altfel, și un profesor bun este un profesor care, deși este dezamăgit de sistemul din România, sanitar, de orice fel, este capabil să nu se răzbune pe copiii noștri. Da, dumneavoastră, i-ați cerut un act de eroism aici, adică să taie totul de la el și... Cam exagerat. Să rămână acel domn trandafir sau acea doamnă învățătoare pe care noi, generația 40-50 plus, o avem în inimă și în minte. Un profesor este bun atunci când nu dorește să se evidențieze doar cu promisiunea unor sporuri și a unor câștiguri salariale suplimentare și o face doar pentru că așa simte el că trebuie să-și facă meseria mai bine, care dorește să facă performanță cu elevii înaintea oricăror acestor avantaje menționate anterior și care nu face politică și niciodată nu va fi tentat să facă altceva decât ceea ce a învățat el să facă. Eu știu că este o utopie aproape 40% din ceea ce am exprimat eu ca și descriere. Dar este ceea ce cred eu că ar trebui să devină un deziderat pentru fiecare profesor. Chiar dacă este debutant, chiar dacă este... E aici doamna profesoară, să vă spună ea dacă e utopie sau nu.
Mie mi-a plăcut și ceea ce a spus dânsa, o admir și o respect pentru faptul că a apărat și e și normal să facă acest lucru, breasla din care face parte, dar mă bucur că nu se ferește să pună pe tapet niște probleme foarte grave, ca cele pe care le sesizați și dumneavoastră zilnic în emisiuni. Ați descris foarte interesant portretul profesorului ideal și cred eu că de prea multe ori ne concentrăm pe profesorul erou și vrem să avem profesori martiri care se dedică în totalitate. Adevărul este că dacă există câțiva profesori eroi în țară, e un lucru grozav, dar nu cred că ne putem baza pe acest tip de profesor, da? Și să credem că îi putem avea în toate școlile din România. E dificil să existe așa ceva și cred că progresul sau reforma educației românești nu se poate baza pe astfel de profesori. Dimpotrivă, trebuie să avem instrumentele, politicile publice care să ne ghideze și care să ne ducă la crearea unui model de profesor care să poată fi generalizat. De exemplu, să avem profesori care să răspundă pentru rezultatele lor la clasă. În momentul acesta, dacă un elev obține o notă slabă la evaluarea națională, să spunem, profesorul nu răspunde niciun fel. Nu este eșecul lui, este eșecul elevului și întotdeauna elevul este pedepsit pentru asta. Ni se spune că elevii sunt slabi, da? Că elevii nu învață, că elevii sunt neserioși, spunea și domnul Florin mai devreme. Elevii sunt needucați, ceea ce este greșit. Școala trebuie să-și asume responsabilitatea. Corect. Și avem nevoie să construim politici publice în sensul acesta. Cum ați face asta, doamna profesoră Tunegaru? Adică cum să-și asume responsabilitatea? Adică... Ce ați face? Să recunoască odată cu părintele că acest proces educațional are nevoie de mari corecții. Dincolo de recunoaștere, cred că e nevoie de mai mult de recunoaștere. Este superficial. Stați așa, că asta e tot o vorbă. Stați un pic, haideți la concret. Adică cum ați vrea? Dumneavoastră predați română, da? Da. La clasa de la 5-a până la 8-a. Mă rog, acum sunteți în pauză de doctorat. Dar să zicem că ați predat. Și acum când vine examenul de evaluare națională, copiii dumneavoastră iau note între 7 și 9 sau între 5 și 9 sau unii pică. Ce să vă facă? Să vă taie din salariu sau ce? Care e propunerea? Să vă ia gradele? Nu pot să vă spun acum exact care e soluția, pentru că, iarăși, dacă facem asta, înseamnă că facem politici publice pe genunchi, adică așa cum s-au făcut în ultimii ani. Trebuie testate lucrurile acestea și trebuie să luăm niște decizii care să funcționeze. Dar ideea de responsabilizare, eu cred că trebuie să existe și nu există în momentul acesta. Școlile românești nu răspund niciodată pentru ceea ce reușesc să facă sau să nu facă. Apropo de responsabilizare, vă rog frumos să-mi spuneți cum poate fi pedepsit un profesor sau controlat sau, verificat în condițiile în care la orele online dânsul sesizează faptul că nu poate intra în direct cu copiii pe platformă deoarece are probleme cu internetul și în mod deliberat ratează aproximativ 8 sau 9 ore. Copilul meu mi-a spus, mama, n-am făcut 9 ore din obiectul cutare, 9 săptămâni la rând. În momentul în care am vorbit cu doamna dirigintă și am întrebat-o ce se întâmplă la obiectul respectiv, probabil că a discutat cu domnul profesor și următoarea a 10-a oră a apărut, imaginați-vă că a amenințat copiii. A, dacă se pune problema așa, că voi nu ați vrut să nu facem 9 ore și vă puneam la toți în 10 și voi vă doriți să ne întâlnim și să luați note mai mici, trebuia să mă anunțați. A fost amenințare pe față. Acel domn, efectiv, are 1100 de motive în fața directorului instituției, în fața colegilor, pentru a motiva absența lejer. Da, doamna profesor are dreptate. Trebuie găsite instrumente de constrângere, de penalizare, de verificare. Dar, în final, colegii se vor apăra unii pe ceilalți, între ei. Instituția va dori să dea bine în fața părinților, în fața comunității locale, în fața societății, Tocmai de aceea spuneam că instituția trebuie responsabilizată, adică și școala trebuie să răspundă. Și dacă domnul director știe că răspunde pentru rezultatele învățării, s-ar putea să aibă o altă relație cu colegii lui și s-ar putea ca domnul director să verifice mai des dacă se fac orele sau nu. În momentul acesta, școala și directorul nu răspund în fața nimănui, nici în fața părinților, poate doar în fața inspectoratului școlar, dar și atunci răspunderea este de fapt una birocratică.
practic în munți. Și atenție, dacă ați vedea vreodată cum se fac inspecțiile școlare, ați vedea cât de mult contează opinia inspectoratului și a inspectorilor în fața directorului. Și cât de mult se dau peste cap să arate școala bine în ziua aceea când există o inspecție. Și știți că inspecțiile se fac doar pentru grade, de obicei. Da, foarte, foarte interesant. Mihaela, mulțumesc tare mult. Să mergem mai departe. Atenție, răspunderea apare doar când este scandal public, Cristina Tunegaru. Exact, să spunem asta. Da. Și bănuiesc că cu ochii dumneavoastră ați văzut în școală atât de multe întâmplări care scandalizează lumea, dar care, neavând acces în media, au rămas fără urmări. Și din când în când lumea la România în direct vine și spune: știți ce i s-a întâmplat copilului meu în clasa cu tare? Da, și atunci mai aflăm câte ceva. Robert, salutare, bine ai venit! Bună ziua tuturor! Sunt Robert, profesor de meserie, n-aș putea să spun mai multe, sunt din noua generație de profesori, ca să zic așa, am și eu rezultate destul de bune, n-am sunat să mă laud. Cert este că mă bucur că doamna profesoară pune câteodată foarte bine în problemă ce se întâmplă în sistem și le și spune vocal. Eu, la rândul meu, la nivelul meu, să zic așa, de școală, predau într-o școală de stat. Da, fac naveta zilnic, astea mai puțin detalii, dar să plecăm de la problema principală pe care eu consider că ar trebui discutată, este în felul următor. Trebuie să ajungem să conlucrăm părinți, profesori și unitățile teritoriale. Da? Deci noi ne certăm între noi, ne scoatem ochii, ca să zic așa, părinții sunt mai presus de anumite lucruri, dar avem. Adică, specialiști în educație care ar putea să ne dea. Părinții sunt mai presus de care lucruri? Vreau să înțeleg. De părinți, de exemplu. Părinții sunt mai presus de profesori. Pardon, asta așa ca am emoții. Deci părinți sunt mai presus de profesori. Nu lucrăm împreună, în loc să facem treburile pentru copil, fiecare dintre noi își dorește ca și copilul lui să ajungă mai sus, să aibă o educație, dar nu gândim la masă, ne gândim la noi personal. Revenind, profesorul ideal este, din punctul meu de vedere, este cel care știe să se adapteze și nu cred că ducem lipsă de profesori care știu să se adapteze din punctul ăsta de vedere. Avem cazuri, doamna profesoară, care s-a adaptat la condiții, da, deci sunt multe exemple pe care le putem urma, le putem scoate. Dar haideți să facem, din punctul meu de vedere, să facem sau puteți să faceți o emisiune și despre profesorii buni care ies și sunt destul de mulți. De păi, care putem discuta. Poate să ne sune lumea și astăzi să ne spună ce înseamnă un profesor bun. Că săptămâna, cum să zic, eu nu tind acum să mă duc să spun că profesorii din România au prăbușit învățământul și așa mai departe. Încerc să am echilibru în chestiunea asta. V-am semnalat doar că vreme de o săptămână am primit zeci, sute de mesaje negative la adresa profesorilor. Și așa cum îmi pun și eu întrebări legate de breasla mea, cred că și dumneavoastră vă puteți pune aceleași întrebări legate de breasla dumneavoastră. Cum? Adevărat. Adevărat. Numai că eu, din punctul meu de vedere ca și profesor, de exemplu, eu îmi tratez copiii ca și copiii mei. Da? Și le aduc materiale din puținul pe care îl am și încerc să fac cu condițiile pe care le am, da? Deci lucruri pe care orice profesor le poate face, dar ne putem direcționa, să zicem, spre o educație de calitate numai atunci când investim în calitate, da? Deci nu putem avea profesori pe care putem controla prin diverse modalități și diverse tipuri pe care specialiștii în educație le spun de atâtea luni sau de atâtea situații în care se întâlnesc și noi nu luăm aminte de ele. Da, și sunt atâtea modalități de control, de verificare, de orice profesor care intră la oră sau care nu intră și poate fi sancționat. Dar toate lucrurile astea ar trebui, din punctul meu de vedere, aduse în discuție mult mai des, da, scoase prin emisiuni de genul ăsta sau prin anumite lucruri, scoase la iveală, da, și găsite soluțiile de a lucra împreună, nu păi care este mai important și care e mai puțin important. Toți suntem importanti și unii și alții. Dați-mi o soluție acum. O soluție. Să vorbim ăștia tineri care suntem acum din spate, să ne expunem puncturile de vedere, să înțelegem că nu putem să facem educație fără să ne depășim zona de confort. Profesorul nu este Dumnezeu pe pământ, este un om ca oricare altul, dar are atribuții în plus față de societate prin educația pe care o dă mai departe.
Iar soluția din punctul meu de vedere cel mai plauzibilă și făcut un mecanism de control de la intrat până la ieșit din sistem și ieșit din sistem, da, în care meritocrația să primeze și să se găsească modalități de, să zicem, de apreci profesorii din punct de vedere financiar pentru cei care au rezultate, dar rezultatele pot însemna și a scoate un copil de la a nu ști să scrie, să citească și să-l aduci la un nivel de nota 5, nota 6. Da, deci modalitățile de evaluare sunt multiple, sunt specialiști în educație care sunt capabili de așa ceva. Asta ar fi din punctul cum, meu de vedere. Da, și ca evaluările să fie corecte. Pe mine mă amuză ideea asta că și dumneavoastră sunteți titular navetist și invitata mea este tot titular navetistă, să spun așa, pentru că bănuiesc că aveți o experiență mai mare decât mine de, legată de concursurile astea care se dau pe post și care bănuiala mea că sunt destul de politizate. Nu știu, puteți să mă contrazice? Pot să vă contrazic aici. Examenele care se dau sunt exact ca la bacalaureat. Ce se întâmplă după ce se dau posturile de titularizare, acolo e cu tot o altă poveste, toată lumea, cine e din sistem știe mai exact cum se întâmplă, dar în principal ce se întâmplă cu profesorii care intră în examenele principale, acolo ar trebui să se țină cont de acei profesori care, de exemplu, cum e doamna de a luat nota 10 și n-a reușit să strângă post decât la... Adică ar trebui făcut meritocrația asta să ajungă în domeniul ăsta și să se pună accent pe partea asta decât să băgăm în sistem persoane care nu au ce căuta și doar că avem nevoie, pentru că nu sunt specialiști în educație, da? Nu sunt oameni potriviți pentru a găsi sau a suplini 5 ore într-un loc, 3 ore în alt loc, pentru că nu e nimeni dispus să muncească pe, să zicem, un salariu de profesor debutant care este cum este, da? Având în vedere că dacă ar lucra la o altă companie în privat, ar câștiga salariul respectiv și nu și-ar bate capul atât cu tot ce se întâmplă Îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Cu Robert am stat de vorbă, profesor și el la țară. Dacă îmi dați voie, da. Robert a adus în lumină câteva idei foarte interesante. Pe de-o parte a vorbit despre titularizarea, examenul de titularizare, care în ultimii ani eu am dat titularizări multe și pot să vă spun că nu sunt posturi titularizabile. Asta pe de-o parte. Da, deși e un paradox aici, deși nu avem profesori suficienți, deși avem nevoie de profesori în toată țara, cu toate acestea, nu există posturi titularizabile. Și asta îi descurajează pe foarte mulți profesori tineri să intre în sistem și să depună efortul să participe an de an la acest examen dificil. Pe de altă parte, titularizarea în sine e o problemă, pentru că și dacă o să vorbiți cu profesori, dacă o să mergeți într-o cancelarie și asistați la discuția despre titularizare, o să vedeți că ideea titularizării e un ideal la care vor să ajungă toți profesorii, pentru că din momentul în care te-ai titularizat, ești stăpân pe comoară, da? Adică nu mai poți fi dat de acolo jos și asta este adevărul. Și e un motiv pentru care sistemul arată așa cum arată. Pentru că din momentul în care ești titular, înseamnă că nu mai poți să-ți pierzi postul, e al tău pentru totdeauna, pentru toată viața și nu există în momentul acesta în România niciun profesor care să-și pierdut titularizarea, indiferent de ceea ce a și făcut. Și nici nu răspuns pentru rezultatele tale de acolo. Andrei, salutare, ești la Deșteptarea României. Astăzi ne întrebăm ce înseamnă să fii profesor bun, dar sunteți liberi să vă spuneți experiențele voastre cu profesori din România. Salutare! Bună ziua! Eu o să doresc să vorbesc din prisma, nu sunt cadru didactic, sunt un părinte și care părinții mei au fost cadre didactice. Aș dori să vorbesc despre, sau am auzit la interlocutorii mei, că se vorbea despre performanță și calitate în învățământ. Păi performanță și calitate cum să facem? Dacă, cum zicea și doamna profesoară anterior, calitatea de titular odată dobândită nu se mai pierde niciodată. Care mai este motivația acelui cadru didactic să-și păstreze un anumit nivel al actului didactic? Performanță. Performanța este destul de complicat să o cuantificăm.
pentru că ar trebui să împărțim profesorii de gimnaziu, liceu, respectiv facultate. Pe fiecare segment în parte, consider că altele trebuie să fie calitățile cadrului didactic respectiv. Dacă la nivel de gimnaziu, după părerea mea, ar trebui să-i pregătim pe copii pentru viață, la fel și în liceu, ca să devină specialiști, ar trebui să-i pregătim la facultate. Un cadru didactic bun, în opinia mea, este acel cadru didactic care premiază sau cuantifică activitatea și efortul pe care un elev îl depune și nu rezultatul în sine. Păi, scuzați-mă, școala românească este orientată pe note, fără nota respectivă nu există. Credeți-mă, eu am făcut presiune asupra copilului meu să ia notă mare, că altfel ratează liceul bun la care intră. Despre ce vorbim aici? Este însăși esența școlii românești. Cum o să schimbăm asta? Păi, eu, tocmai asta este problema mea. Ar trebui atât părinții, bun, cadrele didactice, ca și cadrele didactice, dar părinții trebuie să înțeleagă odată că nici Einstein nu a fost de 10 la toate materiile și o notă nu reflectă niciodată calitatea și valoarea unui om. Da, asta e adevărat. Cu atât mai mult a unui copil. Dacă un copil poate are inițiativă, dar rezultatul nu este cel scontat sau așteptat de un adult, și noi nu-l încurajăm, atunci acel copil se va pierde. Da, e adevărat. Asta în teorie. În practică însă, să vă spună, doamna profesoară, dacă fără 10 ești mâncat. Nu? Așa e, copiii au nevoie de note mari. Mai ales când trecerea de la 8 la liceu, de la liceu la facultate. Admiterea e bazată și pe note. Pe medii. Prea puțin în mediul universitar, prea puțin. Acolo este da. Un concurs banal de dosare. Acolo da, dar știți cum e la liceu? Fără nota aia nu mai prinzi niciodată liceul ăla bun. Exact, și să știți că la liceele din București, cele mari, notele de admitere, ultimele, sunt foarte, foarte mari și copiii trebuie să aibă peste 9-90 ca să intre la anumite licee și atunci presiunea pe ei este să obțină note foarte mari. Bun, și nota respectivă nu reflectă niciodată cunoștințele copilului respectiv. Poate să reflecte sau poate să nu reflecte. Vă spun din experiență, nu sunt ca și profesor încadrat nicăieri, dar am foarte multe cunoștințe în mediul academic, unde în ultima perioadă sunt elevi admiși cu medii extraordinar de mari, care nu știu operații elementare de matematică de 5-8. Asta e o altă discuție și discuția știți care este aici? Noi nu avem standarde de evaluare, standarde naționale. Adică motivele pentru care pun eu nota 10, să spunem, la o clasă, sunt altele decât motivele pentru care un coleg de-al meu pune nota 10 la o altă școală. Nu există standarde naționale. N-ar trebui să avem niște criterii pentru care să acordăm notele? Ar trebui, dar ele nu există în momentul acesta. Și atunci, de aceea există subiectivitatea aceasta a notării. Și e adevărat ceea ce spuneți. S-a observat lucrul acesta de multe ori. Elevi care au note mici la evaluarea națională au medii foarte mari în clasele 5-8. Și atunci ne întrebăm de unde e decalajul acesta, de unde provine. Eu aș propune fiecare școală să primească finanțare de la bugetul de stat în funcție de performanța pe care poate să o obțină la sfârșit, de exemplu, o școală de gimnaziu, câți dintre elevii pe care care au susținut examenele de la clasa 8 să treacă la liceu, cât la sută au reușit să promoveze, cât dintre ei cu anumite medii. E o idee interesantă. Și atunci fiecare școală să primească finanțarea corespunzătoare. Și atunci ar fi oarecum motivate toate cadrele didactice. Da, stați o secundă, că mai avem un minut să vă dea răspuns. Apropo de ideea aceasta, e o idee foarte interesantă și a fost aplicată în alte țări, nu la noi. Și efectul este că
acolo unde s-a întâmplat asta, școlile s-au concentrat numai pe materiile de examen. Adică nu s-a mai predat fizică, biologie, chimie, geografie, ci s-au predat numai română și matematică dacă asta se dă la examen. Păi și acum atunci, nu facem la fel? Nu facem la fel. Acum încă se mai fac celelalte discipline. Nu, dar în realitate, doamna profesoară, în realitate, nu, plătim meditații pentru română, așa matematică, e, da. Împingem copiii de la spate într-un sistem neoficial? Asta înseamnă că în mod oficial la școală nu o să se facă decât română și matematică. Ceea ce e un pericol serios, pentru că sunt copii care au pasiune, au talent pentru alte discipline. Și e păcat să le luăm șansa să participe la acele ore. Și aș vă spun asta din experiență, am avut copii foarte talentați la desen, la muzică, care nu aveau parte de profesori și de ore de calitate, pentru că nu erau profesori specializați în școală pe aceste discipline. Copiii aceștia se pierd și pierdem talente extraordinare, pentru că pur și simplu nu au șansa să se pregătească în acele domenii. Aș mai dori la fel. 15 secunde. Da. Persoanele care sunt foarte competente și ar dori să intre în sistemul de învățământ, să fie la fel. Să nu fie o diferență între medicii rezidenți, care în funcție de specializări primesc și 5.000 de lei net. În schimb, un profesor debutant în învățământul nostru, nu știu dacă primește 2500 lei. E o discuție de purtat. Mulțumesc. Știu că sunteți pe fir mai multe persoane. O să vă rog imediat după știrile de la ora 14 să revenim. Ovidiu și Raluca, știu că ei erau acolo. Mai rămânem în emisie la Deșteptarea României și după ora 14 alături de profesora Cristina Tunegaru. Ne întoarcem. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Europa FM, este ora 14. Sonia Teodoriu ne aduce știrile Europa FM. Bine ai venit! Bun găsit la știri! La noapte va ploua în jumătatea de sud-vest a țării și pe spații mici. În rest, la munte va ninge, în Maramureș, local în Transilvania și în jumătatea de nord a țării. Ninsorile vor fi, în general, moderate cantitativ și va depune strat nou de zăpadă. Temperaturile minime vor fi cuprinse, în general, între -6 și 2 grade.
Conducerea Metrorex va fi înlocuită, anunță ministrul transporturilor. Cătălin Drulă spune că la Metrorex bugetul de salarii a crescut în ultimii 5 ani de 3 ori. Drulă este extrem de nemulțumit, mai ales de faptul că în ultima parte a anului trecut, conducerea Metrorex a acceptat creșterea salariilor la metrou cu 18%, deși vânzările de cartele s-au prăbușit. Nu sunt mulțumit de managementul actual al Metrorex. Va chiar pare cumva că sunt în buzunarul de la piept al domnului Rădoi, acest veșnic lider de sindicat, șef de cartel. Și vom lua măsuri și acolo în perioada imediat următoare. Le veți vedea și le vom anunța la momentul respectiv. Bugetele pe acest an ale instituțiilor cu atribuții în Securitatea Națională au fost avizate favorabil în CSAT. Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării s-a încheiat în urmă cu scurt timp. Guvernul se reunește în această după-amiază pentru a aproba bugetul de stat pe acest an. Dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor după ce un primar din Vrancea și-a sărbătorit ziua de naștere în sediul primăriei, fără să fi respectat măsurile impuse de pandemie. S-a întâmplat în comuna Păulești, iar polițiștii au aflat despre ce s-a întâmplat în urma unei plângeri făcute de o localnică, Claudia Toader. Primarul comunei Păulești, Denuț Soare, împlinește duminică 38 de ani. Prilej numai bun să le facă cinste colegilor, așa că ieri a adus la birou prăjituri și suc. Polițiștii au aflat despre petrecerea din primărie la care nu s-a respectat niciuna din măsurile de protecție impuse de pandemie, după ce o femeie a făcut plângere. Potrivit unor surse din anchetă, la eveniment ar fi participat cel puțin 12 persoane. Primarul spune că nu a fost însă nicio petrecere și că oricum ia zilnic contact cu colegii. Nu a fost nicio petrecere, nu a fost nimeni invitat în exterior, au fost doar colegii mei, pe care i-am servit cu o prăjitură și cu un pahar de suc. Oricum sunt nas în nas și zi de zi cu toți colegii din primărie. Polițiștii anchetează ce s-a întâmplat în primăria Păulești și au deschis un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor. Claudia Toader, Europa FM. Peste 2700 de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi se înregistrează în București, 402, și județul Timiș, 241. Peste 140 de cazuri au fost identificate în județele Cluj și Maramureș. De iar până astăzi au fost făcute aproape 25.000 de teste PCR și aproape 8.000 de teste rapide. Bilanțul autorităților mai arată că 79 de oameni au murit din cauza bolii, iar 949 sunt internați în secțiile de terapie intensivă. Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență Raed Arafat au mers astăzi la Chișinău pentru a dona materiale și echipamente sanitare necesare vaccinării împotriva COVID în valoare de peste 11 milioane de lei. Depunem toate eforturile în așa fel încât această donație de vaccinuri să fie inițiată cât mai curând. Purtăm discuții intense atât cu producătorii cât și cu Comisia Europeană. Sunt discuții care au loc periodic și au avut loc chiar în ultima perioadă destul de multe astfel de runde de discuții. Sunt o serie de acorduri care trebuie să fie încheiate, un acord trilateral, încă un acord bilateral. L-am ascultat pe ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu. Cehia renunță la redeschiderea magazinelor neesențiale începând de luni, deoarece spitalele sunt pline de bolnavi din cauza creșterii cazurilor noi de coronavirus. Decizia a fost anunțată de ministrul industriei de la Praga. Școlile se deschid parțial din martie. Țara cu 10 milioane de locuitori are cea mai mare rată de infecție din Europa, iar astăzi autoritățile sanitare de la Praga transmiteau că mai sunt disponibile doar 150 de paturi la terapie intensivă pentru bolnavi COVID. Atât la știri, sunt Sonia Teodoriu, continuă Deșteptarea României. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României. Cum arată profesorul ideal? Ce înseamnă să fii profesor bun? Astea sunt întrebările de astăzi de la Deșteptarea României. De fapt, ce așteptări aveți voi de la profesori, ce ar trebui să facă și ce se întâmplă în realitate? Încercăm să urnim un pic și din punctul acesta de vedere lucrurile și am descoperit foarte interesant că avem de fapt un război între profesori și părinți
Și dacă nu o să lucrăm împreună, nu o să rezolvăm asta. Invitata Deșteptării României este Cristina Tunegaru, profesoară de limba și literatura română. Mulțumesc că ați rămas alături de noi. V-am spus așa că avem de dat niște premii. O să vă rog pe dumneavoastră la sfârșit să vă alegeți premiantul din discuțiile purtate. Și eu am să dau acum premiul meu, să spun așa, dintre numeroasele mesaje pe care le-am primit pe WhatsApp. L-am ales pe acesta, vă rog să-l auziți. Bună dimineața! Un profesor bun este acela care l-a convins pe copilul meu să citească în clasa 11-a. Până atunci n-a citit deloc, mai deloc. Ceea ce eu n-am reușit ca mamă. El a reușit. Îi place să citească. Deci chiar îi place și a și urmat o facultate la litere, la universitate. Deci ăsta e un profesor bun. Da, am ales o realizare concretă. E greu să-i faci să citească, nu? E greu să-i faci să citească, mai ales în clasa 11. Îmi imaginez că e foarte, foarte greu, mai ales dacă nu a citit până atunci. Eu lucrez cu copii de gimnaziu și încerc să le transmit pasiunea asta și interesul pentru lectură încă din clasa 5-a. Și știu că noi, profesorii, avem puține oportunități, puține portițe pe care copiii ni le deschid pentru a-i ajuta să ajungă acolo. Dacă, de exemplu, venim în clasa 5-a și le punem în față texte dificile pe care ei nu le înțeleg, s-ar putea ca portița aceea să se închidă și să spună: nu mă interesează lectura, nu vreau să citesc, nu e pentru mine. Dar dacă găsim cheia corectă, putem să-i atragem pe copii spre lectură și e foarte important să facem lucrul acesta cât mai devreme, pentru că este o abilitate de viață care îi poate ajuta să devină oameni mai buni. Dați-ne un sfat, Cristina Tunegaru, dați-ne un sfat. Cum facem un copil de gimnaziu să citească? Adică dați-ne cheița aceea magică, cum faceți dumneavoastră la clasă. E foarte greu să dau o soluție și să spun că soluția aceasta este aplicabilă în cazul tuturor situațiilor. Am discutat cu mulți părinți care mi-au spus că au așteptări ca copiilor să citească anumite cărți care le-au plăcut lor. De exemplu, nu știu, o mamă la un moment dat spunea că i-a plăcut foarte mult Calistrat Hoga și atunci copilul ei trebuie să citească Calistrat Hoga și Jules Verne. Doar că s-ar putea ca astăzi copiii să nu mai fie interesați de aceleași texte pe care ne-au plăcut nouă. Sunt alte generații, au crescut altfel, sunt mult mai stimulați vizual, auditiv, de lumea din jurul lor. Și atunci trebuie să ascultăm, cred că asta e cheia, trebuie să ascultăm și vocea copiilor. Adică să-i întrebăm: ce vrei să citești? Ce te interesează? Ce domeniu? Sau să-i lăsăm să aleagă o carte. Știți cum făceam la multe clase? Chiar și clase mai mari decât clasa 5-a, când eram profesor pentru prima dată la 6 sau 7-a, le dădeam o listă de cărți și îi rugam să selecteze o carte care le-ar plăcea lor din lista aceea. Adică nu e obligatoriu să citești o anumită carte pe care ți-o impun eu, ci poți să alegi și tu. Și alegerea aceasta e foarte importantă. Pe de altă parte, ceea ce fac eu la clasă, doar că autoritatea mea și relația mea cu elevii este alta decât aceea pe care o au părinții cu copiilor, le selectam cărți după personalitatea lor și conform cu ceea ce știam eu despre ei. Și nu le spuneam lucrul acesta, mi s-a întâmplat de câteva ori și ei își dau seama și mi-au spus: doamna, ați ales o carte pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Și ceea ce căutau ei în cartea aceea, în prima carte pe care o citeau, era felul în care îi văd eu pe ei și căutau relația lor cu mine. Adică era o investiție și emoțională, fantastic, nu doar o obligație pentru lectură. Nu m-am gândit niciodată așa la educație. Mulțumesc pentru această lecție. Hai să revenim la telefoane. Sunt un pic zăpăcit aici, Marcela, dar sper că îl avem pe Ovidiu, cu el începem? Dacă nu începem cu Ovidiu... Da, bună ziua! Salutare! Ok, salut, Ovidiu! Ce înseamnă să fii profesor bun? Da, îți ascultăm și experiențele, dacă ele există. Începem prin... Vorbesc din prisma unui părinte. Vorbesc din prisma fostului elev. După ce am terminat liceul și câțiva ani după aceea... Am avut surpriza neplăcută să observ că foarte mulți colegi ai mei de școală au intrat în învățământ, dar n-au intrat cei buni. Au intrat mulți care erau slabi și întrebându-i pe cei care au fost premianți, de ce n-ați ales sistemul de învățământ? Mi-au zis foarte clar, salariul e mic și nu suntem încurajați să intrăm acolo. Ei, cei slabi au intrat acolo și
acum după 20 de ani văd că e parazitat de mulți dintre ei. Au intrat și oameni buni, dar da, să revenim la problema principală. Atât timp cât învățământul nu o să plătească bine sau n-a plătit bine în trecut oamenii, nu au tras valori. Acum au început să recupereze din urmă, dar oamenii buni trebuie să plătiți, trebuie să motivați. Am aici un tabel, stați o secundă că m-am interesat. Am un tabel. În România se câștigă ca profesor între 701 euro și 1245 de euro și suntem la jumatea unui clasament care, în care Albania are cele mai mici salarii și Estonia cele mai mari dintre țările est-europene, că altă comparație nu putem face. Haideți să vorbim de anii 2000, când, ca să zic așa, un agent de vânzări câștiga cel puțin dublu, triplu cât un profesor. Atunci oamenii buni au plecat din sistem. Dar e aici, doamna profesoară Tunegaru, aveți o frustrare legată de banii aceștia? N-aș putea spune că acum au o frustrare legată de banii aceștia, dar au fost de-a lungul timpului. Dar dacă mărim salariile acum, așa cum spunea domnul mai devreme, nu o să obținem niciun rezultat pozitiv. Asta este opinia mea. Adică profesorii o să spună, da, mulțumim foarte mult pentru salariul acesta și își vor continua activitatea exact la fel. Da? Adică un salariu care să nu fie dublat de o responsabilizare nu o să asigure calitatea predării. Da. Adică asta nu înseamnă că ei își vor face treaba mai bine. Nu cred. Și pe de altă parte, mai e un aspect important aici pe care îl trecem cu vederea. Să știți că profesorii, mulți dintre ei, mai ales cei din mediul urban, își dublează sau triplează salariul prin meditații. Un profesor lucrează 18 ore pe săptămână, asta e norma. Asta înseamnă că în unele zile lucrează 2, 3, 4 ore. Celelalte ore le lucrează acasă. La clasă, da, stați puțin, că eu am auzit sindicatele spunând mereu că în afară de orele de la clasă, dumneavoastră sunteți sufocați de o grămadă de alte treburi. E adevărat sau nu? E adevărat, depinde. Să știți că depinde, întotdeauna. Adică sunt profesori care, da, își fac treaba. Într-o școală există mulți profesori și unii dintre ei duc greul birocratic. Și de obicei s-ar putea să fie titular sau s-ar putea să fie suplinitori. Dar nu toți profesorii duc acest greu birocratic. Dincolo de greul birocratic e vorba de cât de mult efort depunem pentru activitatea la clasă din ziua următoare sau din zilele următoare. Uh-huh. Un profesor cu experiență nu depune atât de mult efort. Mai sunt și evaluările și adevărat acolo durează să corecteze teste, îți ocupă mult timp. Dar să știți că lucrurile astea se întâmplă, adică profesorii, o bună parte dintre ei, își dublează sau își măresc salariul semnificativ prin... Ovidiu. Deci, uite că... Domnul acesta paralel. Opinia unui profesor. Da, sunt de acord cu ce spune doamna, dar gândiți-vă că oamenii buni, care pot să câștige 3-4 mii de euro pe un job de conducere, să zic, într-o companie, într-o multinațională, nu o să vină niciodată în învățământ. Doar că jobul acela de conducere... Doar că jobul acela de conducere înseamnă niște responsabilizări foarte clare, obiective foarte clare, da? La școală, când te duci ca profesor, semnezi condii că ai intrat la clasă, faci ce vrei tu, nu te întreabă absolut nimeni, te întorci acasă și îți faci treaba de acasă, da? Adică nu te verifică nimeni la școală. N-ai niciun fel de verificare. Rare ori o să vină directorul în inspecție la tine și asta se întâmplă doar în primii ani când lucrezi în acea școală, dar în rest nu o să existe niciun fel de evaluare reală a activității tale. Când lucrezi în companie privată, lucrurile sunt altfel. Da? Acolo trebuie să răspunzi pentru ceea ce faci. Da, ați mai spus ceva înainte care sunt de acord, într-adevăr. Cine ia oul acela de aur, care se numește titularizare, rămâne acolo și nu, poate nu-și mai face treaba. Ei, aici ar trebui schimbate multe în învățământ. Într-adevăr, interferența politicului a distrus învățământul în ultimii 20-25 de ani. Ar trebui ca și încă la companiile private să facă evaluări semestreale, anuale și atunci se vede unde profesorul își face datoria sau unde chiulește. Am impresia că din toată dezbaterea asta cred că o să desprindem o idee. Îți mulțumesc tare mult, Ovidiu, foarte interesant dialogul acesta. M-am gândit și la o idee a lui Shelley, care la un moment dat, știți vloggerul Shelley, care la un moment dat arunca lumea în aer spunând, dar de ce n-am putea noi, elevii, ca la sfârșitul anului școlar să dăm și noi o notă profesorilor pentru prestația de acolo? Ați fi de acord, doamnă? Da,
Cu siguranță. Trebuie să ascultăm și vocea copiilor, sau mai ales vocea copiilor. Și de multe ori ei nu sunt ascultați deloc. Și e regretabil că se întâmplă asta. Dacă primiți un 7. Dacă primesc un 7, asta ar trebui să fie o învățătură de minte pentru mine. Înseamnă că n-am făcut treaba deloc bine în acea școlar și eu cred că nota aceasta n-ar trebui să vină la sfârșitul anului școlar, ci poate după primul semestru, pentru că și eu ca profesor trebuie să știu că n-am făcut ceva bine și vreau să știu ce n-am făcut bine pentru elevii mei. Nu o să vă răzbunați? În niciun caz, nu. Nu o să mă răzbun, pentru că e clar că ceva nu merge. Dar să știți că un profesor știe dacă lucrurile merg sau nu. Adică le știe din interacțiunea lui cu clasa. Raluca, bine ai venit la Deșteptarea României. Mulțumesc pentru răbdare. Te ascultăm. Bună ziua, bine v-am găsit. Eu sunt fost cadru didactic, actual părinte. Și eu cred că în învățământ lucrurile ar trebui să fie foarte simple. Trebuie doar să se implice profesorul și tot acesta să... Deci prioritatea lui numărul 1 este să implice elevul. Elevii implicați și băgați în seamă și ne lăsați acolo în bancă uitați de lume, sunt cooperanți și activi. Și în momentul în care aceștia sunt activi, cred că se poate lucra foarte frumos cu ei și toată lumea implicată ajunge la rezultate optime. Asta vezi tu, de fapt, ca fiind principala problemă în munca voastră? Faptul că mulți copii rămân în urmă? Că sunt lăsați în urmă? Sunt lăsați în urmă și nu se mai pune accentul pe, nu știu că mă exprimez, pe gândirea strategică, pentru că toți elevii au capacitate diferită de a învăța. Și eu țin de când eram elevă, acum ceva ani, și la matematică și la română, profesorii care mi-au rămas în minte au fost aceia care au discutat, cu care am făcut dezbateri și cu care am rezolvat o problemă în mai multe modalități. Și cred că asta este foarte, foarte, foarte important. Și cred că asta ar fi și o cheie în rezolvarea... Asta o spui ca părinte sau ca profesor? Că e foarte important. Și ca părinte și ca profesor. Când am fost profesor, cadru didactic, am observat chestia asta. În cancelarie erau tot felul de profesori. Eu eram foarte tânără și plină de entuziasm și eram în momentul acela în care încercam orice strategie de a abia așteptam să am un elev dificil, cum se numeau atunci în cancelarie, să-mi aplic strategiile și să-l implic și să obțin ceva de la el și satisfacțiile erau pe măsură și erau foarte mulți profesori plictisiți, abia aștureau picioarele în clasă. Erau profesori aceia care, pe care știm toți, care se puneau să conspecteze și treceau ora. Să știi că în ciuda intențiilor tale bune, colega ta de aici, doamna Tunegaru, nu v-ar mări salariile. Aș mări salariile dacă mărirea aceasta e dublată de responsabilizare, da. Adică nu pur și simplu mărim salariile din pix. Dar nu am spus nimic de mărirea salariilor. Nu, am zis eu, am introdus eu elementul ăsta în discuție, că te-am văzut plină de intenții bune și am zis așa, să știi că în ciuda intențiilor tale bune, mai e de tras. Am introdus și eu și acest element în dezbatere. Am înțeles definiția profesorului bun de la tine. Spune-mi ce e rău. Că asta nu mi-ai spus. Ce este rău în învățământ? Da, ce e rău la colegii tăi? Uite, că nu te știe nimeni aici, nu poate să pună degetul, să zică, domnule, a venit Raluca de la școala cu tare. Ce-ți displace cel mai tare la colegii tăi, profesori? Delăsarea și lenea. Deci asta este. Există o delăsare, o... Lasă-mă că merge așa, ne luăm un salariu, nu ne... Îmi zicea și cineva înainte, nu ne controlează nimeni, am atâți ani, nu mai intră nimeni peste mine să vadă ce fac, nu mă verifică nimeni. Asta e cea mai mare problemă. Foarte interesant.
și am ajuns aproape la o concluzie. Îți mulțumesc tare mult, Raluca, nu mai avem decât 5 minute de emisiune și vreau să-l aud și pe Marius, dar eu mă apropii de o concluzie după două ediții dedicate educației în deșteptarea României, dar înainte hai să-l auzim pe Marius, Cristina Tunegaru. Salutare, Marius! Bună ziua, domnul Stribea, bună ziua invitatei dumneavoastră și ascultătorilor. O foarte scurtă intervenție referitoare la modul în care sistemul de învățământ, ca mai toate sistemele importante de la noi din țară, nu are capacitatea să-și atragă oamenii buni. Și lucrul ăsta nu se întâmplă de acum, se întâmplă de zeci de ani, în special după 89. Evident că explicațiile sunt foarte multe. Mă auziți, da? Da, sigur, te ascultăm. Explicațiile sunt foarte multe, greu de povestit totul într-un timp foarte scurt, dar cred eu că principalul lucru de care trebuie să fim conștienți este acela că orice schimbare care se întâmplă în sistemul de învățământ are consecințe peste câțiva ani de zile. Constantele, duratele de timp sunt foarte mari într-un sistem atât de greoi. Aș vrea să spun un lucru referitor la ceea ce invitata dumneavoastră spunea ceva mai devreme. Referitor la niște standarde minime sau la inexistența unor standarde minime de cunoștințe, respectiv la evaluarea profesorilor. Și aici lucrurile, cei care sunt în interiorul sistemului, le cunosc foarte bine. Pentru că, în fond, a fi profesor, în primul rând, înseamnă o vocație anume, pe care o poți simți doar atunci cât ești în interiorul sistemului de învățământ, în fața copiilor, cu responsabilitate față de copii și față de părinți, etc. Știți ce este curios? Faptul că în momentul în care au fost introduse niște standarde de verificare, să spunem, a activității, de evaluare a activității, ele există, de exemplu, în învățământul superior, lucrurile au devenit atât de formale încât, și aici nu discut dacă standardele respective sunt bune sau mai puțin bune, au devenit atât de formale încât cadrele didactice instinctiv au început să alerge până la o osi îngrozitor după îndeplinirea sau pentru a îndeplini aceste standarde. Același lucru se întâmplă, de exemplu, și în învățământul preuniversitar. Aș vrea să-mi confirme, doamna profesoară, că pentru a-ți întocmi un dosar, de exemplu, de gradație de merit, sunt vărsate acolo cu toptan o grămadă de acte doveditoare, de cursuri, de pregătiri, de activități extracurriculare, ceva îngrozitor. Așa e. Păi uităm practic existența, esența, de fapt, a ceea ce ar trebui să fie un profesor în momentul în care sistemul obligă dascălii să procedeze în acest fel. Evident că aici există o sumedenie de alte legături cu nivelul de salarizare. Salariul în învățământ, salariul mediu învățământ este îngrozitor de mic față de responsabilitățile pe care un cadru didactic ar trebui să le aibă și sunt, din fericire, cadre didactice cu vocație care au astfel de... sunt foarte responsabili și sunt foarte conștiincioși. Ce se poate face pe mai departe? Păi, în primul rând, sistemul de învățământ trebuie lăsat în afara politicului. Uitați-vă, cu toții știți lucrul ăsta, câți oameni politici sau... au devenit peste noapte cadre didactice. La un moment dat, Parlamentul României era plin de profesori universitari. Da, asta e o discuție, e o paranteză aici, va trebui să o explicăm la un moment dat, și anume că era foarte atractiv pentru o universitate particulară să plătească un profesor universitar din Parlament, pentru că se dădeau anumite legi sau nu se dădeau anumite legi, să o spunem pe șleau, da? De-aia Parlamentul domnul României. Sigur că da, domnul Stribea, atât timp cât un fost angajat al securității, mare patron de trust media, este numit
aproape ostentativ în media, profesorul Voiculescu în sus și în jos. Vă rog să-mi spuneți și mie, care mai este statutul unui cadru didactic? Da, ce mai înseamnă profesor în România? Chiar nu știu să vă zic, uite, eu problema nu mi-am pus-o niciodată. Da, nu știu dacă e profesor sau nu. Da, adică nu. Probabil că e profesor, da. Nu știu. Sunt mulți. Ar fi interesant de știut cam pe unde este. Da, nu știu, asta să vă zic, e un lucru la care nu m-am gândit niciodată, m-ați surprins. Acum cu chestiunea asta, da. Știu că în Parlament sunt foarte mulți profesori universitari, asta știu. Vă mulțumesc tare mult, Marius, îmi fuge timpul de sub picioare în această emisiune. Spuneam că am o concluzie, eu încep să mă îndresc spre o concluzie, mi se pare că e necesară o evaluare a profesorilor. Da, cred că trebuie să știm unde suntem în momentul acesta cu profesorii din România. Adică ce nevoie au ei de formare. Pentru că noi am trecut acum în perioada aceasta grea într-o criză educațională și ne-am trezit că avem profesori nepregătiți. De exemplu, profesori care nu au competențele digitale și nu știam că avem aceste probleme în sistem. Și cred că avem nevoie de o evaluare. Cum facem evaluarea aceasta? Iarăși e un subiect foarte important, pentru că în teorie se face o autoevaluare și o evaluare anuală a profesorilor, doar că este o evaluare pe hârtie. E superficială și nu ne spune nimic despre ce pot acești profesori să facă, ce nevoi au. Și dacă adică o să ne uităm pe rezultatele, da, dacă ne uităm pe rezultatele de evaluare a acestor profesori, o să vedem că în 99% din situații au calificativul foarte bine. Da? Adică numai cei profesori care chiar fac probleme reale la clasă și în școală o să aibă calificativul bine. Bun, atunci Cristina Tunegaru, vreau să vă anunț pe toți că săptămâna viitoare la Deșteptarea României vine chiar ministrul educației. Domnul Sorin Câmpeanu a acceptat invitația de a fi în dialog cu publicul Europa FM. Mi se pare un moment important pentru că vor fi ridicate enorm de multe probleme. Cum să-i spun domnului ministru? Uite, am vorbit cu lumea, vrem să faceți o evaluare onestă, dar cum? O evaluare care să fie obiectivă. Avem nevoie de o evaluare care să fie realizată extern, nu de către școală, pentru că școala o să fie tentată să acorde punctaje mai mari în defavoarea unei evaluări obiective. Cine ar putea să facă acest audit, că e de-a dreptul audit al unui profesor? Avem o instituție care se ocupă cu evaluarea externă și evaluarea calității, care se numește ARACIP. Și poate că această instituție, din păcate, ARACIP-ul a făcut evaluări în ultima vreme numai pe bază de hârtii. Dar aș vrea să văd că există și o reformă a ARACIP-ului, că ARACIP-ul chiar verifică calitatea învățării și calitatea educației. Aveți de dat un premiu dintre dialogurile pe care le-am parcurs astăzi. Nu e musai să vă aduceți aminte numele, că sigur e mai complicat, dar subiectul de discuție sau cel care v-a enervat, emoționat, întărtat și așa mai departe. Cred că cel mai interesant dialog sau cea mai interesantă intervenție mi s-a părut cea a lui Robert. Ok. O să-i rog pe colegii mei să-l avem pe Robert. Dacă mi-aduc aminte, al treilea ascultător, da, care da, a intrat în prima parte a emisiunii. Și o să-i comunicăm că îi dăm noi premiul cu Europa, de la Europa FM. Cristina Tunegaru, mulțumesc tare mult că ați venit la Deșteptarea României. Mulțumesc și eu foarte mult. Campania noastră continuă și săptămâna viitoare. L-așteptăm pe ministrul educației, după care, în luna martie, și profit aici de prezența Cristinei Tunegaru, vom discuta despre cum trăim noi împreună și ce se întâmplă de 1 și 8 martie. Primiți foarte multe flori, nu? Da, dacă mergeți într-o cancelarie o să vedeți munți de flori. Și în realitate, cât de mult vă apreciază, vă respectă și vă iubesc colegii dumneavoastră bărbați. Da, e o discuție interesantă. Despre asta vom discuta la începutul lunii martie, despre cum trăim noi, bărbați și femei, împreună în România. Și nu numai, va fi o discuție despre cum ne acceptăm fiecare dintre noi, ne încurajăm și ne respectăm. Deșteptarea României se încheie aici. Mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc tuturor. Vă doresc spor la treabă. România are nevoie de educație. Deșteptarea României. Un proiect editorial Europa FM pentru resetarea României.